Trecerea de 1 decembrie nu i-a găsit în cele mai bune toane pe toți concurenții din casa Mireasa. Exemplul de față vorbește de la sine. La ce te gândești? Obosită psihic. Ce? Nu nimic. Îmi place cu tine, dar nu aici. A, nu-ți place cu tine aici. Ar trebui să-ți placă cu mine oriunde. Nu mai pot aici. Deci nu mai place cu mine aici. E, hai mai interpreta. Păi asta ai zis. E. Bă, asta ai zis. Dar nu mai fă de astea. Ai zis asta sau nu? N-am zis. Am și specificat, îmi place cu tine. Dar nu aici. Dar nu mai pot aici. Aici. Mă gândesc. La revedere. Termin prostii. Ce prostii? Asta care le spui. Cum adică? Nu-ți mai place cu mine aici. Mă uit la tine și tu nici măcar nu te uiți la mine. Vrei să mă benevezi pe bune? Adică? Păi ce că vezi că am o stare așa proastă? Vrei să mă șene? De ce ai o stare proastă? Păi ți-am zis! Ți-am părut pe ceva. În loc să ai o stare bună, ai o stare proastă. Pur și simplu mă gândesc în continuu. De ce te gândești? Vreau să mergem acasă. Îmi stă gând doar acolo. Ce, ți se pare că e un lucru rău? Da. Ce? Dar trebuie să te bucuri că sunt eu aici. Asta mă face. E singura da, chestie care măi... Văd. Mai fost. Hai, pleacă, că nu fă bun. Fericire maximă pe tine. Mă, super! Eu? Însă starea emoțională a Mariei nu se îmbunătățea deloc, orice ar fi încercat Marius să facă sau să spună. Zii ceva. Ce să zic? Orice. Stai aici, moartă, lângă mine, nu știu nimic. Plictisită. Și aș vrea să stau cu tine. Da. Așa, în pat. Nu stăteai? Liniștiți. Păi nu, i-ai zis, aș vrea să stau cu tine, dar era lângă tine. Ce-i Marie? Ce-i Mărie, Mărioară? Mă gândesc din ce Mărie mai și Mărioară, la ce te gândești tu, zim că sunt aici să te ajut. Să mergem acasă. Oricum sau până ineluș? Oricum. Oricum? Da. Păi mai un pic, Maria. Și două, separați? Două săptămâni. Marius, nu mai face glume de astea că... Păi a spus oricum. Nu ești atent. Nu ești atent. A, nu. Nu ești atent. Mai este. Treci la colț. Ce se întâmplă? A, nu, asta era. Marius, ce are Maria? Nu știu. Păi cum, dacă tu nu știi, tu care ești aproape, care ești... Nu ați văzut că nu m-a lămurit nici în seara aceea. Păi și cum să aflăm? S-o întrebăm. Ce ai, Maria? Dar să știi că auzi, la tine e cheia. Noi nu te putem ajuta. Învață de la fratele tău, Victor. Învață de la fratele tău, bă, Petrică. Nu fac greșeala asta. Învață de la fratele tău, Alexandru. Pe asta am făcut. De ce sunt aici, sunteți aici cu toți? Să învățați unul de la altul. Să învățați și dar de astea auzit. Bune. Mm. Asta a făcut, a învățat să nu facă ca noi. Da. Deci? Oare asta să fie? Nu știu, trebuie să o încerci. Mă, știi cum e? Dacă nu încerci, n-ai de unde să știi. Da, o să încercăm cândva. Cândva, știu, cândva. Într-o zi frumoasă de... Iarnă deja. Știți că ați intrat vara, suntem iarna. Astăzi este prima zi de iarnă. A mai trecut un an prin noi. A spus că a fost și soare, au fost și ploi. Ce zici? Ați spus că mâine o să ningă?
Cred că sâmbătă. Dar îți spun mai pe aproape atunci. De ce? Ai vreun plan așa? Vrei să fie cu peninsoare? Nu, mă gândeam că o să ieșim de aici pe zăpadă. A, vrei o plimbare în parc, poate? Îți dai seama ce romantic să te plimbi în parc. Auzi, că avem și sanie. Frumos. Da? Mă gândeam. Următorul task o să-l câștigi. Promit că mă ocup să vă duceți în parc. Perfect. Și ce frumos e Herăstrău, Venisoare, Dumnezeule, este o poveste. Bine, vedem. Deocamdată cred că vă duceți la ședință foto, nu? Da. Ședință foto tot cu Crăciunul și Alexandru și Ana. Poate sunteți și voi mai entuziasmați, nu așa? Că dă Moș Crăciun peste voi acolo și vă vede cu fețele astea așa plictisite, ce o să zică? Așa arată niște băieți care stau sensoare? Eu sunt foarte fericit. Hai, vă arată atunci. Bine. Raluca și Ion, tot cred că de plictiseală, s-au apucat să se certe. Hai să vedem. Când asta? Când?